aprinsă, a marelui străbun. Luminează viața neamului român. Bună ziua, stimați telespectatori, și bun găsit la o nouă emisiune Inima de Român. Suntem în incinta Muzeului Unirii din Iași, un edificiu despre care eu spun că toți românii ar trebui să-i treacă pragul, pentru că în acest edificiu s-au înfăptuit acte istorice de mare importanță pentru parcursul nostru ca neam, ca popor, până în ziua de astăzi. Aici, în 1917, că noi în această emisiune vom aborda acest subiect cu bătăliile de la Bărăși, Bărășăștiul Tuz, aici, deci, la această instituție și-a avut reședința și regele Ferdinand. Gazda noastră, doamna profesoară Aurica Ichim, ne va vorbi în câteva cuvinte despre importanța acestui edificiu, atât timp cât el a fost reședință a regelui Ferdinand, 1917, în mod deosebit, atunci când s-au purtat acele aprige bătălii de la Mureș, Mureșeștiul Tuz. Vă rog, doamna profesoară, în calitate de gazdă, mulțumim că ne-ați primit să avem aici această importantă dezbatere, să comunicăm românilor, să aducem aminte, mai bine spus, ce s-a întâmplat acum 100 de ani în zona noastră a Moldovei. Bună ziua! Bună ziua dumneavoastră! Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră! Este o onoare, este o cinste ca astăzi aici să se desfășoare această activitate, această emisiune sub genericul Inimă de Român. Într-adevăr, dacă ar fi să analizăm cu atenție istoria acestui palat, am vedea cât de mult pulsează exact ca o inimă de român, fiindcă aici, cum spuneați și dumneavoastră, s-au scris cele mai frumoase pagini din istoria neamului nostru. Palatul Unirii, Palatul Marilor Uniri, gazdă la început a unioniștilor. Apoi a fost aici a locuit Alexandru Ioan Cuza. Și nu, oricum, mai târziu devine și reședință pentru regele Ferdinand. Cred că dumneavoastră știți, știu poate și telespectatorii dumneavoastră, dar eu am să repet, că pentru regele Ferdinand a fost pregătit ca reședință Palatul Rozmovanu. Cu toate acestea, nici regina și nici regele nu au dorit să locuiască acolo, ci au ales ca regele, ca marele său cartier regal, casa militară a regelui, să fie aici, aici unde a locuit Alexandru Ioan Cuza, spunând așa că dacă atunci, în 1859, a fost posibil să se realizeze unirea Moldovei cu țara românească, acum e timpul ca toate teritoriile să intre în granițele sale firești. Și iată că, în martie 1917, aici se va muta regele Ferdinand cu marele său cartier regal și de aici, practic, vor fi coordonate toate activitățile de pe teatrul de război. Aici unde vă aflați dumneavoastră și de unde difuzați această emisiune, aici era casa militară a regelui, aici se discuta practic ce trebuia să se întâmple pe front și după aceea mergeau la marele stat major luându-se măsurile. Dar totodată aș vrea să vă spun că aici au trecut marile personalități ale legațiilor străine, aici a fost decorat generalul Prezan, generalul Averescu, apoi și generalul Bertlo, care după cum foarte bine știți a avut un rol destul de mare în instruirea armatei române, în refacerea armatei române cu toți cei
ceilalți care au venit aici și în afară de tot ceea ce a însemnat tehnici, strategii de luptă, tot de aici și de la Regina Maria s-au discutat acele operațiuni pentru refacerea armatei. Fără rezistența Iașului, fără refacerea armatei pe teritoriul Moldovei, fără rezistența de la Mărești, Mărășești, Uituz, nu se putea discuta de eliberarea Ardealului și de Marea Unire. Cum? Fără ca în martie să vină aici, în 1918, delegația de la Chișinău, care practic, iată, se discută primul pas spre realizarea Marii Uniri și apoi cea de la Cernăuți, deci, vorbim de Alba Iulia, fără însă a spune că primul pas și hotărârile decisive s-au luat la Iași. Iată de ce este bine și vă mulțumesc încă o dată că această emisiune se desfășoară aici. Deci Iașiul are dreptul la recunoștința tuturor românilor, așa cum a spus domnul Unirii Alexandru Ancuza în 1864. Fără, sigur, da, evenimentele care au urmat au dovedit și confirmă, într-adevăr, că Iașul are dreptul la recunoștința tuturor românilor și să nu fie uitat Iașul, așa cum, din păcate, se mai întâmplă, da? Și noi asta facem, să aducem mereu în atenția publicului, în atenția românilor, ce importanță a avut Iașul și Moldova într-un moment critic pentru poporul român. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun că e bine ca toți cei care, într-adevăr, au inimă de român, da? Să știe și să aprecieze sacrificiul Iașului. Sacrificiul Iașului de la 1862, când renunță în a fi capitală și apoi, iată, sacrificiul din 16 până în 18, când am fost în stare să găzduim refugiații, să facem tot ce este posibil refacerea armatei și să înfruntăm bolile care au venit atunci și tot ce a fost. Deci Iașul a știut să se sacrifice pentru îndeplinirea marilor idealuri ale neamului nostru. Mulțumim pentru această introducere, doamna profesoară. Stimați spectatori, subiectul dezbaterii de astăzi l-am intitulat Eroismul, sacrificiul, jertfa și calculul diplomatic inspirat către actul astral al Marii Unii. Prezenți la această dezbatere ne sunt intelectuali de prestigiu, chiar dacă ei nu aparțin unor centri universitare de renume, ei sunt de la Vaslui, dar prin strădania pe care o manifestă în plan cultural, științific, spiritual, acolo unde îți desfășoară activitatea, fac dovada că sunt patrioți, că sunt atașați valorilor naționale și vreau să spun că, așa, pentru știrea telespectatorilor, cred că rețeaua Soros n-a ajuns la Vaslui. Nu? N-a nicio șansă. N-a ajuns la Vaslui, nu? Deci ne onorează cu prezența și mulțumesc că a răspuns invitației domnul profesor Vasile Mariciuc. Este profesor de istorie, actualmente este vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui și se ocupă cu probleme de cultură. Deci dumnealui este reprezentantul, știu eu, acestui organism județean cu probleme de cultură, am înțeles. Nu numai, sigur. Dar sigur că misiunea pe care o aveți este onorabilă și deosebit de necesară în aceste vremuri pe care le trăim. De asemenea, ne-a răspuns invitații și mulțumesc pentru efortul pe care l-a făcut domnul profesor Dan Ravaru, bine cunoscut în cercurile intelectuale, nu numai ale Vasluiului, are o publicistică destul de bogată. Și pentru evenimentul de astăzi aș vrea să informez telespectatorii despre o apariție în două volume, Urcă trenul spre Ardeal, încărcat cu militari. 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial. Două volume pe care le recomand și care ne vor aduce în actualitate spre știința noastră ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani în România. Este prezent de asemenea domnul colonel în rezervă,
Focșa. Da, Focșa. Îi mulțumesc că a venit în uniforma armatei române, pentru că despre armata română vorbim în primul rând. În... Da, de la 14 ani. Da. Am depus jurământ, semnând cu sânge pentru nația română, înseamnă că până ce voi duce... Domnul colonel, au mai depus și alții jurăminte, așa, în mod formal. Îi lăsăm pe aia. Îi lăsăm pe aia, da? Domnul profesor, tot de istorie, Costin Clit, ne-a mai onorat cu prezența și pentru că cei care v-au urmărit, domnul profesor, le-a plăcut prestația dumneavoastră, mulțumesc. Am îndrăznit să vă invit din nou. Este o onoare. Și să vă mai invit. Mulțumesc. Dacă o să aveți disponibilitatea, cu siguranță, să comunicați telespectatorilor și românilor, da? Detalii și fapte de istorie ale neamului românesc. Prezentările fiind făcute, o să intrăm în această dezbatere și am să-l rog pe domnul profesor Costin Clit să se refere pe scurt, domnul profesor, da, la situația internațională în preajma acestui război care a secerat mii de vieți omenești și cu un final fericit pentru neamul românesc și pentru alte popoare care și-au înfăptuit unitatea națională și au devenit state naționale. Da, vă rog, care e situația în Europa? Realizarea micii uniri de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza și fruntașii români de la 1859 a fost urmată de obținerea independenței pe câmpul de luptă în timpul războiului din 1877-1878. Precizez că încă din timpul regimului Fanariot, prin memoriile boierești, s-a preconizat unirea și obținerea independenței, obiective urmărite de toți cei care s-au aflat la conducerea țării. Iată, independența, obținută cu mari sacrificii pe câmpul de luptă, a fost recunoscută prin tratatul de la Berlin din 1878, 1 iulie, însă condiționată de modificarea articolului 7 din Constituție, de schimbul teritorial propus de Rusia, prin care România primea Dobrogea, Gurile, Dunării și insula Șerpilor, însă era obligată să cedeze sudul Basarabiei, o rană rămasă deschisă în sufletul nostru al românilor. Și rezolvarea afacerii Strasberg. Odată recunoscută independența, România a urmărit prin politicienii săi să o consolideze. România se afla, de altfel ca și astăzi, între interesele divergente a două mari puteri la vremea respectivă. În răsărit este vorba despre Rusia țaristă, iar în vest despre Austro-Ungaria. Ambele urmăreau să ajungă la strâmtori și să stăpânească peninsula balcanică. Iată, România, ca stat independent, nu, a avut de jucat în ceea ce privește diplomația între interesele celor două mari puteri. Franța, cea care era puterea tradițională pe care se bazau românii și de sprijinul căreia s-a bucurat și Alexandru Ioan Cuza în timpul domniei sale, era izolată după războiul din 1870-1871 prin politica inteligentă a cancelarului german Otto von Bismarck. Dar diplomația românească era nemulțumită de prestația Franței în timpul Congresului de Pace de la Paris și mai ales că a fost printre ultimile puteri care au recunoscut independența României, alături de Anglia și Germania. Dacă vreți, iată, după obținerea independenței, granița româno-rusă măsura 876 de kilometri,
iar cea româno-austro-ungară 1058 de kilometri. Granița dintre Rusia și Austro-Ungaria 1305 kilometri. Ambele mari puteri erau interesate de o alianță cu România, chiar de o neutralitate activă sau nu în timpul unui eventual conflict. Cum intra în problema neutralității, domnule profesor? În Europa să crease două alianțe mari. Ajung imediat, aici am vrut să așa ajung. Așa, vă rog. Otto von Bismarck își continuă politica de izolare a Franței și reușește ca în 1879 să încheie un tratat cu Austro-Ungaria, la care va adera în 1882 și Italia, și astfel se formează primul bloc politico-militar din Europa, tripla alianță sau puterile centrale, nu? Originea germană a lui Carol al II-lea, dar și interesele României, au dus la o aderare a României la tripla alianță în 1883, după ce Otto von Bismarck a făcut propunerea. Carol I a vizitat Germania și Austro-Ungaria, fiind urmat de Ioce Brăteanu, care va încheia tratatul de aderare. Tratatul de aderare la tripla alianță a fost secret. Caracterul triplei alianțe era unul defensiv, de altfel prin articolul 2 de aderare se prevedea că numai în cazul în care Austro-Ungaria sau România sunt atacate de statele vecine, atunci România, să spunem, sau Austro-Ungaria avea obligația de a interveni militar, una în favoarea celorlalți. Ce avea de împărțit aceste alianțe ale timpului respectiv în Europa, Antanta pe de o parte și puterile centrale pe de altă parte? Păi, în primul rând, lupta pentru zonele de influență, care și astăzi este continuată, nu? România, deși a fost aliată cu Rusia în timpul războiului de independență, nu? A ieșit șifonată din cauza cederilor teritoriale impuse de Rusia și percepeam Rusia ca cel mai mare pericol pentru integritatea noastră teritorială și independență. Și astăzi Rusia nu este percepută ca o amenințare pentru diplomația românească și opinia da, publică. Dacă mi este permis. Da, vă rog, domnule profesor. În detalii, ce aveam împărțit. Da. Apropo de întrebarea noastră, nu trebuie să uităm că după războiul franco-prusac, Germania se impune într-un mod extrem de rapid ca putere mondială. Cumva sistemul de relații internaționale existent până atunci nu lăsa loc și Germaniei. Mai mult decât atât, Germania a fost cea care a inițiat cumva și prima beneficiară a celei de-a doua revoluții industriale, care s-a repercutat în tehnica de luptă germană, coroborat cu spiritul disciplinat german, cu dorința de a avea colonii și așa mai departe. Inevitabil se puneau bazele acestei conflagrații care este primul mare măcel din istorie, dacă nu fi fost primul, cel dintre Bayezid și Timurlen, când s-au înfruntat un milion de oameni, după cum spune istoria. Da. Și mai mult decât atât, poate fi speculată și opinia că acest război a fost dorit de mari puteri. Statele Unite, la rândul lor, nu erau chiar inovate, în ciuda faptului că au intrat foarte târziu. Mai târziu, dar au intrat când trebuie, ca și în al doilea război mondial. Și atunci, știm foarte bine, teritoriile, fostele colonii ale țărilor europene, mare parte au fost preluate de către Statele Unite. Iar acest război mondial nu va mua. Nu, a fost pregătit, cum se întâmplă, de conflicte mai mici. Mai mici. Trebuia să ajunge la dimensiunea europeană sau mondială. Intrarea Statelor Unite în război se leagă cumva de declarația Balfour? Las pe domnul Clit aici. E un aspect mai delicat. Dacă îmi permiteți, ideologic acum se conturează și apare, nu? Pan-germanismul și pan-slavismul.
în a doua jumătate a secolului... Sau politică corectă să ne împiedică să abordăm acest subiect. De ce? Continuă însă în peninsula balcanică, Austro-Ungaria reușește printr-un tratat din 1881 să obțină alianța Serbiei, în timp ce Rusia se apropie de Bulgaria. Această apropiere Austro-Ungariei de Serbia determină și rapiditatea proclamării regatului României în martie 1881. Așa cum spunea și domnul profesor, întreaga perioadă de la 1878 la 1914 este caracterizată prin numeroase conflicte regionale. Domnia sa a amintit criza tunisiană, nu? Aș mai aminti, să spunem, iată, războiul ruso-japonez între 1904-1905 și războaiele balcanice pe care ne interesează în mod direct. România, prin tratat, și-a continuat, să spunem, apropierea sau menținerea în tripla alianță, un semn al distanțării îl constituie anul 1908, când izbucnește Revoluția Junilor Turci, dar Austro-Ungaria anexează Bosnia și Herțegovina, iar se proclamă regatul Bulgariei. Este un moment cheie pentru despărțirea noastră de tripla alianță. Al doilea moment al despărțirii îl constituie războaiele balcanice dintre 1912 și 1913. Nu insist asupra primului război. Al doilea, izbucnit din cauza împărțirii Macedoniei și a conflictului dintre învingătorii din 1912, a dus ca România să intervină militar la sud de Dunăre, încurajată și de Rusia. Deci Rusia avea interese pentru ca România să intervină la sud de Dunăre, dar și de Otto von Bismarck. Ei bine, Tratatul de Pace de la București din 1913 este unul dintre marile succese ale României. În primul rând că aici, la București, puterile locale și-au hotărât pentru prima oară singure granițele. România, trebuie să menționăm că era cel mai puternic stat din sudul, din zonă, dar România realizează încă un pas pe calea reîntregirii naționale, obținând cadratelul în 1913. Din păcate, schimbul de populație a fost unul greșit din punctul meu de vedere. Și iată, Balcanii nu, s-au transformat în butoiul de pulbere al Europei și aștepta acel foc. Domnul profesor Vasiliu, Vasile Mariciuc, îmi cer scuze, celebrul asasinat de la Sarajevo e motivul izbucnirii primului război mondial. Pretextul. Cauzele sau pretextul, că dacă nu era acest asasinat, se producea alt eveniment sau se însceda alt eveniment care se constituie pretext pentru a se aprinde scânteia. Vă rog să-i prezentați câteva date despre acest început al conflictului. Da. În general este relativ cunoscut episodul, dar eu aș vrea să aduc așa un pic în discuție și simbolismul pe care trebuie să ținem seama în interpretarea evenimentelor istorice și am să fac referire nu la faptul că cel care a tras cu gloanțe perechea imperială Gavrilo Princip făcea parte din mâna neagră, dintr-o organizație mai mult sau mai puțin patriotică, ci că se numea Gavrilo Princip. Deci Gavrilo de la Gavril și știm din Biblie și mai mult din cartea lui Enoch rolul pe care l-au avut Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril atunci când au
instituit ordinea în cerul după rebeliunea lui Lucifer și principiu, regulă. Deci spuneam că acest eveniment era așteptat, era dorit de toată lumea și în ciuda faptului că Serbia a acceptat toate condițiile ultimatumului prin care s-a încercat în felul acesta să se amâie sau să se oprească declanșarea unui conflict, la îndemnul de Germaniei, Austro-Ungaria declanșează ostilitățile militare. Declară război. Dar vreau în completare la ce a spus domnul profesor Glitz, să amintesc de faptul că ideea de unitate, de continuitate, este perenă în istoriografia noastră și cred că într-o bună măsură și în mentalul colectiv. Pentru că lupta românilor pentru unitate a cunoscut și forme politice și forme culturale. Și am să mă refer numai la trei momente. Binecunoscutul moment al lui Ioan Inocentie, Micu Klein, Suplex Libelus Valahorum. Suplex Libelus Inocentie, Micu Klein. În 1744, pe unul Suplex Libelus Valahorum e altceva, a școlii Ardelene. Da, nu spuneți că a școlii, am făcut confuzie cu școala Ardeleană, așa când lași catedra pe administrație publică. Al doilea moment este al memorandumului și aș vrea să mai aduc în discuție o cale de lupta românilor pentru împotriva maghiarizării forțate, împotriva deznaționalizării și pe care de consecință a păstrării identității, o acțiune extrem de inteligentă și care a scăpat stăpânirii imperiale, deci nu a sesizat pericolul. Este vorba de solicitări de românilor, cred că de la sfârșitul veacului al XIX-lea, de a avea bănci proprii românești. Ce acum nu prea mai avem. Istoria se repetă într-o anumită măsură. N-am moștenit această dorință a românilor să aibă bănci proprii. O să vin și în actualitate. Da. Deci este vorba de această solicitare care a fost acceptată de Viena, pentru că probabil acolo s-a gândit în maniera următoare. Nu cred eu că ciobanii din Carpați să pricep la lucrurile atât de fine ca un sistem financiar bancar. Lucrurile au fost în realitate complet diferite și pe baza acestor bănci înființate în comunitățile românești mai mari sau mai mici, românii au reușit să susțină foarte multe școli unde se preda, unde se studia, se vedea și se simțea în limba română, pentru că știm, limba oficială era limba maghiară. Este un exemplu de inteligență românească prin care se poate participa, se poate aduce o contribuție deloc lipsită de importanță la menținerea identității și la realizarea unui ora astrală istoriei. Da, mulțumesc, domnul profesor. Să rugăm pe domnul profesor Ravaru să trateze acest aspect, acest episod cu neutralitatea, pentru că aici a avut un rol foarte important diplomația românească. Dacă mi-a se permis să venim în actualitate. După cum știți, la începutul anilor 90, este o informație care n-a prea circulat, dar eu o știu de la sursă, de la directorul acestei bănci, s-au pus bazele primei bănci cu capital românesc, care se numea Dacia Felix. Da, și denumirea este simbolică, da. Întâmplarea a făcut să-l cunosc pe Sima, domnul Sima. Așa, da. Și l-am întrebat ce se întâmplă, l-am felicitat și atunci am aflat niște lucruri deloc îmbucurătoare. Banca fusese constituită pentru că cu bani românești, exclusiv românești, capital social, cu scopul de a ajuta populația românească, românii din Transilvania, în contactul cu marea privatizare care se pregătea până atunci. Și domnia s-a spus că sunt semnale foarte clare că nu se dorește absolut deloc această bancă, pentru că ar fi susținut în esență capitalul autohton.
Drept pentru care, în vreo 2-3 ani de zile, banca a dispărut din peisajul bancar prin niște tehnici foarte verificate în istorie. Alchimie financiară. Alchimie financiară. Nu numai. Da. Deci asta vreau să relevez că diversitatea mijloacelor, căilor prin care românii au fost nevoiți să se dăinească în istorie, este facem trimitere la istorie ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă astăzi. Domnul profesor Avaru, neutralitatea. Da, permiteți mai întâi să reiau ideea elogiului locurilor importante din istorie. Doamna directoare a elogiat pe bună dreptate Iasul. Permiteți-mi și mie un mic elogiu pentru județul Vaslui. Sigur că da. Sentimentul natal de... Da, și fără să am mai amintit importanța medievală, între 1430-1442, Vaslui a fost și capitala Moldovei, odată cu Suceava, dar apropiindu-ne de vremurile noastre, trebuie să amintim în primul rând că și Alexandru Ioan Cuza și soția sa, Elena Cuza, erau din județul Vaslui. Deci, deodată, românul... Bărlat și Solești. Da, din Solești, doamna. Da. Da. Iar bine, în legătură cu 1877 se știe rolul vasluienilor atunci. Și aș mai aminti, în primul război mondial, numai două nume mai cunoscute, sigur, Mareșalul Prezan, care s-a, mă rog, a fost adoptat de județul, chiar dacă nu s-a răspuns județul Vaslui, dar s-a petrecut foarte mult timp la Moșeasă, de la Schinetea, Comuna Dumnești. Din satul din comuna mea, da. Exact. Da. Așa. Și, uitați cu mândrie. Da. Și să-l amintesc, sigur, pe eroul Grigore Ignat. Grigore, da. Maiorul Grigore Ignat. Da. Pe lângă generalul Naumescu sau ce s-au povărat, multe nume, însă 8 generali români în primul război mondial din județul Vaslui, și în județul Vaslui, undeva, ceea ce spunea Dimitrie Cantemir, că moldovenii din Țara de Jos sunt mai inclinați spre arme, spre lupte, decât cei din Țara de Sus, datorită de vecinătății, cu tătarii, cu turcii. A trebuit permanent să facă față agresiunilor. Din câte știu, numărul generalilor este depășit de numărul academicienilor de județ. Da. Da. Din excelență, armata a fost ceva și de lider. Da. Iar, apropo de ce a spus domnul profesor, liceul din Bârlat, Codreanu, între absolvenții se are 60 de generali. Deci sunt licee militare care nu au. Atâția general, da, și liceul Codreanu din... Liceul Codreanu din Bârlat. Da, se absolvenții. Da, e un aspect demn de subliniat. Da. Sigur, uitați să se spun de generalul Cerchez. A, Cerchez, vestitul general Cerchez. Și tot al liceului. În legătură cu starea de spirit care exista în România, aș aminti un episod care a urmat războiul din 1877, care e mai puțin discutat. La un moment dat, exista pericolul rusesc, trupele rusești în teritoriul românesc, în 1878, și atunci regele, viitorul rege, mă rog, principe Carol, și o parte a armatei s-a refugiat peste Olt. A fost un moment foarte grav atunci, în relațiile româno-ruse, când regele și guvernul au considerat că e necesar să se punea problema unei rezistențe pe linia Oltului, în cazul unui atac rusesc. Deci, subliniez acest lucru în legătură cu neutralitatea, o să vedem legăturile. Da. Frica de uși. Și, totodată, și cred că nu greșesc, se pare că în 1968, pe perimetrul Cehoslovacie, a existat un plan asemănător în România. Inspirat, probabil, din planul de la 1778. Da, și de o situație 1878, da. Da, care s-a retragerea conducerii de partii de stat, da, da, a fost, a fost. Da. Iar în legătură cu războiul din 1913, ne-am căpătat un dușman atunci, Bulgaria, în vecinătate, proxima vecinătate,
Dar aș aminti că în legătură cu populația, într-adevăr, nu era populație românească, decât foarte puțin în sud, dar existau sute de mii de macedoromeni, de aromeni, care au venit și au colonizat. Bine, pe urmă a fost alugat de acolo, e tragedia neamului ăsta a român. Problema neutralității, sigur, războiul, pretextul războiului s-a petrecut în apropierea granițelor noastre. Rând de rând, vecinii noștri au intrat în război. Bulgarii mai târziu, în 1915, dar rușii, austro-ungarii, sârbii au intrat în război în 1914. Deci eram înconjurați de state aflate în război. Și era foarte ciudată situația României. Într-un fel ar tot fi un fel de erdeție peninsulei Balcanice, dar nu putea fi lăsați totuși o neutralitate activă sau, mă rog, cu simpatie spre o direcție sau alta. De aceea, chiar din 1914, s-a pus problema intrării în război, a avut o Consiliu de Coroană de la Sinaia, când regele Carol I tindea spre Germania, sau o neutralitate, mă rog, favorabilă Germaniei, dar în niciun caz spre Antanta. N-a avut o poziție, totuși, tranșantă, și a lăsat Consiliul de Coroană să... Hotărească. Consiliul de Coroană a hotărât neutralitatea pentru moment. Situația era foarte tragică dintr-un punct de vedere în României. Adică, pe de-o parte, Basarabia, pe de-o parte, Transilvania. Deci, a intrat în război alături de Antanta, însemna Transilvania, Bucovina, Maratul, așa mai departe, a intrat în război alături de Germania, însemna Basarabia. Și de aici pozițiile foarte diferite ale partidelor și ale oamenilor politici și ale oamenilor de cultură care au avut, aveau o voce importantă atunci. Aveau. Într-un fel, oamenii de cultură. Aveau. Așa. Iar în ceea ce privește situația asta, undeva poate exagerat, ca o mamă care are doi copii și trebuie pe unul să-l salveze, pe altul să-l sacrifice. Asta era situația României. Normal, problema Transilvaniei era mult mai... dureroasă. Mai cunoscută, mai... dureroasă, da. Situația Transilvaniei. Despre Basarabia, mai puțin se vorbea în opinia publică românească. De ce? Fiindcă Transilvania, în toate perioadele sale, a fost supus în un proces de desnaționalizare, dar mult mai blând decât cel din Basarabia, cum se compara. În, atunci când Transilvania aparținea direct de Viena, până în 1867, până a apărut dualismul, am avut un învățământ românesc puternic în Transilvania. De acolo ne veneau profesori. Asta e ciudat. Începând cu Gheorghe Lazar, sau, ca să revin iar la județul Vaslui, Școala Normală din Bărdana, Ion Popescu, director din Transilvania, am avut o mulțime de profesori originari din Transilvania. Deci cât a fost legătura cu Viena, deci era Imperiul Habsburgic, a fost o mai a început un proces de deznaționalizare foarte agresiv. După 1866, după dualism. Când apare dualismul, când de Ungaria, așa, e, atunci se trece la deznaționalizare. Totuși, chiar în perioadele cele mai crunte, au mai existat căi românești, au existat o publicație românească, seminar de... Contactul cu București a fost mai activ, foarte mulți ardeleni intelectuali trăiau chiar la București, erau... Prezența ardelenilor era foarte puternică în București. Din coace, ce se întâmpla? Din pasarea de afară de Alecu Rusu, Bogdan Petricei cu Hașdău, Constantin Scăre, sunt cele trei personalități, dar puține, care au venit, mulți basarabeni, s-au manifestat în cultura rusă. În Basarabia nu existau școli românești deloc. Deci... Deci o publicație românească până în 1907, după războiul ruso-japonez, atunci apare cuvânt moldovenesc, apare, mă rog, semne ale deșteptării naționale în Basarabia. A contat foarte mult în Basarabia faptul că rușii erau tot de religie ortodoxă.
și au influențat biserica, au dus preoți ruși care au... Deci situația Basarabiei era mult mai gravă. Deci conducerea României din acel timp... Aici, dacă îmi permiteți, domnule, aveau de ales o variantă care să ne fie mai favorabilă. Scuzați-mă puțin. În Basarabia s-a mers până acolo încât mitropolitul Lebedev a adunat toate cărțile în limba română din biserici și cu ele și-a încălzit palatul mitropolitan. Da. Au mai spus toate cărțile române, sigur că era cu totul alta situația. Ei, și de aici vreau să mergem spre frământările legate de contractat. Deci, să mai adăugăm faptul că Franța era iubită, cunoscută și o influență foarte puternică a Franței. Franța era fiind în Antanta, desigur, de aici opinia publică. Era mai apropiat de francezi, în primul rând, intelectualitatea vremii. Legătura cu Transilvania se mai ține cont de lucru. Bucureștiul, Muntenia, erau mai puțin interesate de Basarabia. În Moldova, la Iași, exista mai mult interes pentru Basarabia. Sigur, normal. De aici și pozițiile luate. Mai aproape de noi. Sigur, în majoritatea politicienilor, cei de la București, au avut opinia pentru Antanta. Din Moldova au existat cei care erau partizani numiți, mă rog, impropriu, germană, fiind, mă rog, Lucian Boia, cu anul ultima carte, dar de ce? Dragostea pentru Basarabia, care exista mai, era mai puternică atunci. Și undeva un fel de campion, se spune, de lider al celor care erau pro-germani, a fost Petre Carp. Da, da, pe carta. Și aș vrea să mă opresc puțin la situația și personalități. În primul rând, toți l-au considerat, nimeni n-a contestat titlul de cel mai cinstit om politic care l-a avut România vreodată. Și o patrimoniu contemporană. Cine i-a fi dat acest titlu? Cine i-a fi dat acest titlu? Rezultă din date de cercetare istorică? Am avut ocazie să citesc cu bibliografia lui Trotsky și Trotsky știa că se pierde carte cel mai cinstit din România. Așa. Păi da, era prostul de plan internațional, putea spune și da. Zona asta. Ce se Pepe Cap, scuzați-mă, care e din Țibănești, Vasoiului de atunci, spunea cam în felul următor că politică trebuie să facă numai oamenii bogați pentru a nu putea fi corupții. Da, e una din... Da. Astăzi vreau să vă completez, dacă oamenii bogați fac politică, asta ca o consecință crește costul corupției. Da, este invers. Aici trebuie discutat modul de îmbogățire, domnul profesor. Da, crește costul corupției, da. Nu mai e corupt doar cu temirce. Da, domn profesor, vă rog. Apropo, dacă îmi permiteți, este o anecdotă populară, care spunea că un boier l-a prins prin vechiul furând. L-a uns cu miere, l-a legat un copac și la un moment dat i-a fost milă. A dat așa muștele de pe el. A băitut, lasă-le cu coare că vin altul mai plământ. Așa de așa. Aici asta era profet de ce spus. Domn profesor, neutralitatea a fost o soluție a momentului. Da. Clasa politică și guvernanții nu au gândit că noi vom rămâne în afara acestui conflict. Da, se aștepta un moment favorabil. Moment favorabil. Era partizan. 1916 a fost momentul augustului. Vreau să sublinez un alt lucru, apropo de Petre Carp. Prima mea repartiție în Văzut a fost chiar în Țibănești, în Coloa. Da, de-aia știți mai multe despre Petre Carp. Petre Carp și cei din jurul lui, seri, mă rog, și cei de la viața românească, sunt mai mulți intelectuali ieșeni, considerau pericolul rusesc, în primul rând, mult mai grav. Despre lângă faptul că Basarabia era amenințat de naționalizare, dar pericolul rusesc era foarte mare. Și aș aminti aici de o ramură a cercetării, mă rog, poate fi științifică, dar oarecum științifică, acea criometrie, plecând de la Bernard Shaw, care spus dacă nasul Cleopatra era 2 cm mai lung, alta era istorie. Da, așa, da. Ce-a fi fost dacă? Și fața Cleopatra. Da, istoricii nu operează cu ce-a fi fost dacă. Cei din Atlanticii Germanofilor pentru că aveau undeva dreptate. În ce sens?
Nu se știa atunci, nu se vremea în lista predictibilitate în legătură cu Revoluția Bolșevică. Dacă nu avea o Revoluția Bolșevică, care curmea, pentru moment le-a făcut bine. Imperiul Țarist, câștiga Antanta, Imperiul Țarist cu Franța și cu Anglia, ar fi jucat cărțile, ar fi stabilit. Și sigur, rușii cu visul lor la Petru cel Mare al Sfântorilor și al Constantinopolului, ar fi rășuit o parte din teritoriul României, în mod sigur, fiindcă ar fi avut loc o iată în perioada aceea, dacă exact Imperiul Țarist. Dar iată a fost atunci. Da. Ei, mai puțin, oricum. Dar ce iată a fi fost, ar fi Imperiul Țarist la seama puternic și acea poartă a focșanilor care doar au ei veregheu acolo. Sigur, România fi avut. Și vreau să subliniez încă o dată faptul că au fost patriot și unii și alții. Erau, își iubeau țara. Unii o iubeau considerând că o salvează de ruși, alții o iubeau dorind de Transilvania și asta. De aceea, de când la Consiliul de Coroană, care a hotărât intrarea în război, pe 13-14 august, Petre Carp a avut, mă rog, o spusă celebră atunci, care e citată truncheată. A spus că m-aș bubă, doresc România să fie în frântă. S-a adăugat, dar a trimit pe front pe cei 3.000. Asta e la Cotroceni. Da, asta e la Cotroceni din 1916, da, discuția asta. Așa a trimis să fie pe front. Constantin Carp a murit pe front. Îndreptată în curtea școlii era acolo. Și pe tradiția locală a fi fost adus pe cal de la... Numai că ginerile său, Alexandru Sturza, a trădat. Aș mai avea și o intervenție. În vara anului 1914 a avut un loc, un eveniment, vizita țarului Nicolae al II-lea la Constanța, unde se preconiza și chiar o căsătorie între principele de coroană Carol și o fiică a familiei sale, nu? Dar după declararea războiului din 15 iulie 1914, dacă nu mă înșel, pe 18 iulie 1914 s-au întâlnit cei trei lideri, mari lideri politici, de șefii partidelor politice la vremea respectivă, Ion Ice Brătianu, Alexandru Marghiloman de la Partidul Conservator și Tache Ionescu de la Partidul Conservator Democrat și au decis, deci înainte de Consiliul de Coroană, s-au înțeles pentru neutralitate. Din câte mi-aduc aminte, însuși Carol I, într-o discuție avută cu Grădișteanu, cred, a spus că Imperiul Austro-Ungar nu-i veșnic. Deci, și el era conștient de lucrurile acestea. În sfârșit, să ajungem la capitolul 2. Da, păi nu, să ajungem, să ajungem la atenția pe care clasa politică și guvernanții au acordat-o armatei în perioada neutralității pentru că se aștepta momentul intrării în război. Deci când mă aștept să intru în război, mă pregătesc, fac investiții, cumpăr tehnică, intensific procesul de pregătire, de instruire. Cum s-a comunicat? Care a fost atitudinea? Da, vă rog. În legătură cu momentul intrării în război. Bine că iarăși l-amintesc Petre Carp și țin să subliniez că este o personalitate a județului Vaslui. Și Bănești au fost județul Vaslui. Aveți un sentiment de afinitate față de acest personal. Când i-a spus lui Ferdinand, de Consiliul Coroană, că un Hohenzollern nu poate fi învins. Așa. Iar Ferdinand i-a spus, ba da, uite. Pe mine m-ați învins pe mine. Iar problema intrării în război, aici au fost controverse foarte mari după război. Acuze aduse României, mă rog, strategii de la Paris, mă rog, de la Londra, mari conducători ai Antantei, doreau ca România, cu un puternic sprijin rusesc, o mare armată rusă, să dea o lovitură mortală Bulgariei. Deci toate trupele române să meargă pe linia Dunării, în Dobrogea, să lovească Bulgaria în coordonare cu Sarai de la Salonic, produsul la Salonic, să scoată Bulgaria din luptă, să creeze astfel un culoar
de aprovizionare spre Rusia și se rupă Turcia, Imperiul Otoman, care era aliată puterilor centrale. Acesta era planul militar. Nu, Brătianu n-a fost de acord nici conducerea. De ce? Un atac spre Bulgaria nu ar fi avut ecou patriotic, ecou național care l-a avea atacul spre Transilvania. Da. Și aici a fost o discuție, mă rog, strategică. Cei din am gândit cu sufletul. Da, da. Ei spuneau că au venit să acopere numai trecători despre Transilvania și cele mai bune trupe să atace. Și a fost invers, cele mai bune trupe au fost duse în Ardeal, iar în Dobrogea cele mai slabe trupe care au dezastru la Totocaia. La Totocaia, da. Deci a contat acest sentiment patriotic. Aici ar trebui să aducem un elogiu învățătorilor și lui Spiru Caret, da, da, care a dus la educație, deși armean, a fost mai român decât toți românii. Român cu sufletul. Da? Și învățătorii au creat un sentiment patriotic în sate. Plus că au fost învățători, au fost ofițeri de rezervă dintre civili, cu o activitate deosebită militară, de multe ori au depășit pe ofițerii activi prin prezența lor eroică pe front. Și s-a creat acest sentiment patriotic care, din păcate, astăzi nu mai există, la tinerii cel puțin, cu educația patriotică a fost pucărită din școală și, permiteți, dacă nu vorbesc prea mult, un episod din familie, nu citit, nu așa. Da. Bunicul meu, care a participat la primul război mondial în celebrul regiment Doi Roșiori a participat și la înăbușirea Revoluției Bolșevice din Ungaria. Bunicul meu era în 1919 la Debrecen și se pomenește cu ce? Cu un frate al bunicii mele și cu un prieten al lui, care, mă rog, a intrat și el la mea noastră, aveau 18 ani, fugisele de Bârlat, în condițiile războiului, vedeți cum te circule atunci, și au ajuns la Debrecen ca să intre voluntari în armata română. Eu știau că bunicul meu îi va ajuta să fie voluntar și, mă rog, să nu fiu trist, nu știu câți copii de 18 ani ar mai face astăzi. Gesturile astea, da. Da, da, vă mulțumesc eu. Așa este. Sigur, spiritul patriotic exista, era foarte activ. El venea din trecutul nostru și a avut un rol important în eforturile pe care armata română le-a dus și, până la urmă, la succesul care s-a dobândit atunci, acum 100 de ani. Însă armata română a fost pregătită, încă o dată, repet, clasa politică a acordat atenția cuvenită pregătirii armatei în vederea intrării în conflict care se anticipa. După al doilea război balcanic, în ceea ce privește pregătirea armatei române, a fost lăsată pe o altă linie, considerându-se că, din punct de vedere economic, trebuie să dezvolte țara. Armata poate să mai aștepte. Exact poziția pe care o au politicienii și acum. A doua mare problemă. S-a organizat, în schimb, apărarea pe coronamentul Carpaților, având în vedere că se așteptau, în același timp, concomitent cu năsprirea relațiilor dintre Austro-Ungaria și Rusia, la amenajări din punct de vedere genistic, care le-au organizat, care au fost foarte binevenite pe timpul retragerii din Transilvania din prima parte a etapei războiului, noastră de retragere. A treia mare problemă. Din punct de vedere industrial, n-am putut face, având în vedere înapoiarea din punct de vedere industrial, decât tuburi de cartușe, trăsuri și chesoane și mici reparații pentru armamentul de artilerie și muniția acestuia. Pentru completarea necesarului a fost nevoit să se încheie contracte în mod deosebit în Italia, dar nu ne-au venit decât foarte puține, cele mai multe materiale și muniție de război ne-au venit din Franța. Un lucru esențial în ceea ce privește încheierea tratatelor cu Rusia și cu celelalte puteri, cu Franța și cu Anglia, un accent deosebit s-a pus pe modul în care va fi repartizat și trimis armamentul către Murmansk și din Murmansk către România prin Rusia. În timp ce România a încheiat și a plătit tot ce înseamnă armament și muniție care trebuia să
revină armatei române, mai ales în perioada a doua a războiului, foarte multe gardeturi de tren s-au pierdut în imensa prietenă de la răsărit și în același timp dând posibilitate, să zicem, adversarilor noștri să-și impună punctul de vedere tranșând situația pe câmpul de luptă. Și ultima problemă care ar vrea să o fac aici așa, este problema că ceea ce se întâmplă și cu economia la ora actuală, dacă am avut, nu că la un regim sau altul, dar dacă am avut o economie care totuși se preocupa pentru industria de apărare și unde parte din efortul fantastic care s-a făcut de către poporul român pentru a acoperi datorii din exterior și nu ne-a tăiat de tu, între ghilimele, FMI-ul, atunci a fost acoperit de către armamentul care se exporta. Acum am ajuns impresionat când văd că și pistoale mitraliere se importă din Germania. Ultima dată, primul contract al unui guvern de tristă amintire care a plecat acum vreo 6 luni de zile a fost aducerea de pistoale mitraliere în valoare de 100 de milioane de euro, care nu le folosește nici armata germană pentru că nu se pune. A treia, nu. Și să continuăm. Problema acum se pune că într-o situație de genul acesta, și haideți să o luăm, să o analizăm din punct de vedere, sunteți oameni care aveți capacitatea de a analiza. Credeți vreodată că la masa verde nu vom fi aruncați așa? Eu nu cred. Pentru că istoria ne-a demonstrat. Numai că vecinul de la Est, cei din Vest, credeți vreodată că inclusiv Statele Unite ar fi bine să fie aici, dar tare mi-e teamă să nu fim în sunteți neîncrezător în parteneriatul strategic. Da, foarte. Nu, eu zic că poate că va fi și acum, cum a fost atunci, niște sfetnici foarte buni, cum a fost și Bertlo, care l-a determinat pe regele Ferdinand să nu lase ca armata română să părăsească teritoriul românesc, să plece peste Prut, că atunci ar fi cum se cerea impetuos de Rusia, ci că trebuie să rămână aici pentru ca ei când înaintau să găsească armata pe teritoriul ei. Ei, poate că și acum se va găsi un sfătuitor bun, să nu greșim. Inimă aprinsă a marelui străbun, luminează viața neamului.